Doliu în teatrul românesc a murit actorul Liviu Crăciun la vârsta de 89 de ani. Vestea trecerii la cele veșnice a fost făcută de Teatrul Național din București, unde Liviu Crăciun era actor încă din anii 60. Marele artist a jucat și în multe filme românești, printre care și celebrul Liceenii. Amintirea sa va rămâne vie prin rolurile memorabile pe care le-a întruchipat pe scenă și pe ecran, dar și prin bunătatea și generozitatea sa care au lăsat o amprentă de neșters în inimile celor care l-au cunoscut. Drumlin către stele transmite Teatrul Național București.